Insolvența complexului energetic Hunedoara, primul pas spre faliment. Complexul energetic Hunedoara se află la un pas de insolvență, iar în opinia sindicaliștilor, acesta nu poate însemna un lucru bun. Petre Nica afirmă că este nevoie de unele măsuri de redresare a societății, chiar dacă acestea sunt nepopulare. Insolvența poate să însemne și bine, dar în cele mai multe cazuri poate să însemne rău. În cazul complexului energetic Hunedoara nu ne putem aștepta la lucruri bune, pentru că situația economică, chiar dacă înainte de alegerile prezidențiale nu au vrut să o recunoască cei care conduc acest complex, este una extrem de gravă și nu cred că putem să ieșim la liman fără niște măsuri nepopulare și cred că este bine să le facem și să le aplicăm noi înainte de a intra în insolvență, pentru că încă există soluții. Nu vreau să cred că cineva se gândește cu tot din adinsul la această soluție, ca fiind ultima de salvare a complexului. Tocmai de aceea l-am rugat pe domnul ministru să se uite atent pe cifre, pe realizări, pe posibilități, pe propunerile noastre, pe sugestiile noastre și să încercăm să evităm acest demers care cred că va duce către faliment complexul energetic Hunedoara. Potrivit liderilor de sindicat, încă ar mai exista șanse pentru salvarea entității energetice. Complexul energetic Hunedoara, ca și structură de organizare, trebuie să sufere o reașezare, o regândire. Pentru că în acest complex trebuie să-și regăsească locul doar acei oameni care chiar muncesc pentru el, nu doar faptul că sunt simpli angajați, trebuie să oblige angajatorul să și renumereze. Adică, în condițiile în care pe piața de energie stăm cu un 400 de megawați, trebuie să gândim cine produce acești megawați, în condițiile în care cele patru exploatări miniere reușesc să aducă la suprafață undeva la 4.000 de tone pe zi, trebuie să vedem cine aduce aceste 4.000 de tone de cărbune pe zi și pe lângă toate acestea, cred că încă mai sunt măsuri pe care nu vreau eu să le dezvălui, pentru că nu ar fi un secret, dar ele trebuie să facă parte dintr-un program amplu și nu treaba noastră a sindicatelor este să cerem reduceri de costuri. Noi trebuie să apărăm locurile de muncă, trebuie să apărăm drepturile salariaților, iar de celelalte probleme trebuie să se ocupe cei care au salarii de 100 de milioane și mai mult. Din planul de salvare a complexului energetic Hunedoara nu este exclusă nici varianta restructurării personalului, însă deocamdată nu s-a discutat concret pe marginea acestui subiect. O reorganizare poate să cuprindă și acest lucru. Deocamdată noi nu am avut vreo discuție în acest sens cu conducerea complexului. Așteptăm ziua în care aceștia se vor deschide așa cum le cere și legea. Insolvența complexului energetic Hunedoara a fost solicitată de una dintre firme. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Hunedoara la data de 17 decembrie, însă deocamdată nu a fost fixat un termen în acest caz. Primarul orașului Petrila Ilie Păducel s-a aflat la sfârșitul săptămânii trecute la București, unde s-a întâlnit cu ministrul energiei Andrei Gerea. Edilul i-a solicitat ministrului să susțină activitatea minei Lone, aceasta fiind singura unitate minieră care va rămâne în picioare după ce mina Petrila va fi închisă. M-am întâlnit la Parlamentul României cu domnul ministru Gerea. Am prezentat un material scris domnului ministru privind necesitatea sprijinului pe care trebuie să îl acorde ministerul și dumnealui pentru exploatarea minieră Lonea. Este singura unitate care a mai rămas în orașul Petrila pe program de dezvoltare și când se zice dezvoltare trebuie să se facă sau să se ia măsurile într-adevăr pentru dezvoltare. În primul rând trebuie să fie angajați tineri ca să se împrospăteze forța de muncă, pentru că ies foarte mult la pensie, pentru că sunt
posibilități de a crea sau deschide noi locuri de muncă la exploatarea minieră Lonea și, în ultimul rând, consider că este necesar, și am prezentat și materialul scris și verbal, să se reînființeze la mina Lonea sectorul de deschideri și pregătiri care va deschide mina pentru anii sau în perspectivă, pentru că nu poate exista o mină, mai ales pe program de dezvoltare, fără sector de deschideri și pregătiri. Și nu în ultimul rând, aprovizionarea cu materiale și piese de schimb pentru desfășurarea normală a procesului de producție, pentru asigurarea securității oamenilor și a zăcământului. Acestea au fost problemele, nu am vorbit de alte unități. Și, bineînțeles, m-am ascultat, domnul ministru, și mulțumesc, mi-a spus că o să se întâlnească și cu liderii de sindicat, o să vină și în Valea Jiului. Am să insist în continuare pentru că nici nu concep sau nu se poate concepe dacă și mina Lonea, singura care din cele 5 au rămas pe program de dezvoltare în orașul Petrila, se va pune sub semnul întrebării să continue sau nu activitatea. Orașul Petrila va fi un oraș practic fără viitor. Primarul petrilean este unul dintre edilii care a parcurs zeci de drumuri în capitală să bată la ușa ministerelor în vederea rezolvării unor probleme. De fiecare dată când s-au schimbat miniștrii sau de câte ori s-au schimbat miniștrii, de atâtea ori m-am dus și am încercat să discut și să am insistat și voi insista în continuare să discut problemele orașului Petrila. Nu vă ascund faptul că pe lângă domnul ministru sau în afară de domnul ministru Gerea de la Energie, m-am întâlnit cu domnul ministru Bănicioiu, ministru Sănătății, am vorbit la telefon din cabinetul domnului ministru cu domnul secretar de stat Arafat pentru dotarea orașului Petrila, serviciului SMURT, cu o mașină nouă pentru intervenții. De când, de aproximativ un an de când avem acest serviciu înființat, sunt peste 1200 de intervenții. Este imperios necesar să se rezolve această problemă. Am promisiune și din partea dumnealor. De asemenea, am ridicat tot domnului ministru al Sănătății problema necesității suplimentării numărului de paturi la secția de boli paliative din secția care funcționează în fostul spital de la Petrila. De asemenea, am fost la Ministerul Agriculturii, am vorbit cu un domn secretar de stat despre problema gestionării pășunilor alpine de pe raza orașului Petrila. O să ne punem de acord împreună cu Direcția Agricolă ca să gestionăm mai bine ca în anul care peste câteva zile îl încheiem și această problemă. Am fost de asemenea la Compania Națională de Investiții, am discutat cu doamna director general, am depus la dumnealor proiectul tehnic privind reabilitarea și modernizarea căminului cultural din Cimpa și în zilele următoare sau în perioada imediat următoare vom depune un proiect pentru amplasament în vederea construirii unui bazin de not pentru școlari. În primul trimestru al anului 2015, mina Petrila își va înceta activitatea. Aceasta este inclusă în programul de închidere a unităților miniere necompetitive. În această perioadă se conturează bugetul de venituri și cheltuieli pentru Complexul Energetic Hunedoara. Bugetul aferent anului 2015 este realizat tot pe pierderi, însă liderii de sindicat așteaptă să fie chemați la masa discuțiilor vis-a-vis de acest subiect. Sunt trei variante de buget. Este unul tot cu pierderi. Va fi, cred că, greu de acceptat, greu de aprobat. N-aș vrea să vorbesc mai mult despre el până nu port o discuție cu directorul general pe tema aceasta. Și bugetul de venituri și cheltuieli de pe acest an a fost aprobat tot pe minus. Guvernul a aprobat actul normativ în luna iunie, acesta fiind structurat pe pierderi de peste 200.000 de lei. Lucrările la ambulatoriul din Petrila au fost stopate din cauza condițiilor atmosferice. Firma care se ocupă de lucrările de modernizare a ambulatoriului din localitate a solicitat întreruperea acestui proces datorită vremii.
zilele acestea am primit solicitare de la firma care lucrează la reabilitarea ambulatoriului, prin care ne solicită să prelungim termenul de finalizare a lucrărilor cu 60 de zile. Ei, din câte știu, aveau termen undeva la sfârșitul lunii ianuarie și probabil vom aproba prelungirea termenului undeva la sfârșitul lunii martie, pentru că a venit deja sezonul friguros, să zic, și am pune în pericol lucrările de la ambulatoriu. Urmează ca autoritățile locale să demareze procedura pentru achiziția echipamentelor medicale ce vor deservi cabinetele. Aceasta este o altă procedură, deci se face licitație, sau mai exact licitația este în curs, procedura de achiziționare a aparaturii medicale este în curs de derulare, se derulează și probabil în luna ianuarie vom avea câștigătorul și urmează să ne aducă aparatura. Cel puțin 7 medici specialiști vor lucra în policlinica din Petrila, iar populația va avea acces la servicii de calitate, mai ales că aparatura ce va ajunge aici va fi de ultimă generație. Spitalul din Petrila a fost desființat în anul 2011, fiind singura unitate medicală ce s-a desființat atunci în Valea Jiului pentru eficientizarea sistemului medical din județul Hunedoara. Noi blocuri la Petrila. Autoritățile locale de la Petrila au în vedere realizarea mai multor imobile. Este vorba de locuințe sociale, dar și de locuințe de serviciu. Locuințele de serviciu urmează a fi realizate medicilor ce vor deservi ambulatoriul, dar și cabinetele medicale școlare. Avem propuse mai multe amplasamente. Avem un amplasament pe care l-am propus în strada Tudor Vladimirescu pentru a construi locuințe de serviciu. Dorim să construim aceste locuințe pentru că am avut un caz și vă dau exemplu, am înființat un cabinet stomatologic în școlar, a venit o doamnă doctor de la București, s-a înscris, a câștigat concursul și ne-a solicitat locuințe de servici. Noi nu avem acest gen de locuințe, nu am putut să-i punem la dispoziție locuințe, numai ei a renunțat la post și a plecat, acum va trebui să scoatem din nou postul la concurs și să găsim un alt medic care are posibilitatea să aibă locuință în zonă sau, mă rog, ăsta e un motiv. Și un alt motiv, discutam mai devreme de ambulatoriu, anul viitor vom finaliza ambulatoriul de la Petrila și acolo avem vreo 7 sau 8 cabinete medicale. La fel, probabil vor fi medici care vor fi interesați să vină și din alte zone aici la noi și atunci ne-am gândit să avem locuințe de servici, să le putem pune la dispoziție și medicilor care vor veni pentru ambulatori de la Petrila. A trecut fix un an de zile de când autoritățile au predat locuințele sociale din Petrila beneficiarilor, iar acum aceștia se gândesc să demareze noi lucrări de acest gen. Mai avem în zona Parângului propus un bloc pentru locuințele sociale. Noi acolo avem niște pavilioane care sunt destul de vechi și degradate. Vrem să le dărâmăm și să construim un bloc de locuințe sociale și să-i mutăm pe cei care locuiesc acum acolo în condiții destul de urâte, să zic așa. La fel în Prundului avem partea din spatele pavilioanelor propusă pentru 2 blocuri, la fel sociale. Unul dintre ele, din câte știu eu, a fost și aprobat în Comisia Tehnico-Economică de la Ministerul Dezvoltării și sper să obținem finanțare anul viitor, să putem lucra. Singurele localități din Valea Jiului, unde în ultimii 2 ani au fost date în folosință mai multe imobile, sunt Petrila și Lupeni. Administrația locală de la Petroșani așteaptă zăpada. Numărul turiștilor din stațiunea montană Parâng depinde în mod direct și de condițiile de schi. Până când iarna își va intra în drepturi, administratorii domeniului schiabil sunt legați de mâini și de picioare. Amenajarea pârtiilor va fi făcută de către cei care au în administrare instalațiile de schi și de producerea zăpezii artificiale. Noi suntem pregătiți, așteptăm să vină frigul și zăpada. Până atunci nu se poate face nimic, pentru că zăpada artificială nu poate fi făcută la temperaturi pozitive, adică nu are nicio eficiență.
Edilii locali se așteaptă ca numărul turiștilor să crească, având în vedere că în Parâng funcționează o instalație pe cablu nouă și modernă. Cu siguranță va crește numărul turiștilor și sigur că, repet, asta depinde și de ce se va întâmpla din punct de vedere al serviciilor turistice pe care le putem oferi în Parâng. În momentul de față, de administrarea domeniului schiabil din Parâng se ocupă firma Kranz Eurocenter. Mai mult, aceștia sunt și constructorii domeniului schiabil. Bunicuții de la Centrul de Îngrijire și Asistență Socială de la Petrila vor petrece sărbătorile de iarnă împreună. Persoanele vârstnice care vor petrece sărbătorile de iarnă la centru vor avea parte de mese festive de Crăciun și de Revelion. Beneficiarii Centrului de Îngrijire și Asistență Petrila vor avea ca în fiecare an un meniu special de sărbători. Sunt foarte multe persoane care au venit să completeze masa de sărbători pe care ne oferă Direcția de Asistență Socială. Le mulțumesc pe această cale tuturor celor care participă la aceste cumpărături și bunicuții vor avea meniu special și de Crăciun și de Revelion fără niciun fel de probleme. Aș dori pe această cale să mulțumesc tuturor celor care ne-au vizitat și au adus pachetele beneficiarilor instituției noastre. Au fost, cred că, peste 10 grupuri de elevi din diverse școli, diverse instituții care ne-au oferit pachetele și bunicuții au avut o lună decembrie plină de evenimente tare plăcute. Cel mult, 3 dintre bătrânei aflați la centrul de îngrijire vor merge acasă pentru a petrece sărbătorile în sânul familiei. În schimb, cei care vor rămâne în grija personalului de aici vor avea parte de diferite acțiuni. În perioada asta, mai mult cei tineri vor face și ei vizite și vor colinda și ei în măsura posibilităților. Beneficiarii vor aștepta probabil rudele, o parte din ei care au rude în apropiere poate vor merge și vor petrece sărbătorile în familie. Și sperăm să fie sănătoși cu toții și să ne vedem sănătoși și după sărbători. Bătrânii centrului beneficiază de toate cele necesare, de la asistență medicală la consiliere psihologică și chiar activități care au menirea de a le aduce un zâmbet pe față. Bătrânei de la Centrul de Îngrijire și Asistență de la Petrila, chiar dacă sunt vizitați ocazional de rude, au parte aici de cele mai bune condiții.